legislație de sanitare ce nu poate zilnice asupra cazurilor din județ. În ultimul an și în ultimul 6 luni am centralizat absolut orice raportare a spitalelor, în special la când uităm pe rapoartele la Ultru Suceava, au crescut numărul de cazuri de intoxicați cu substanțele cunoscute, doar în ultimele 6 luni au fost undeva la 13 cazuri. Substanța necunoscută poate însemna orice, începând de la un drog până la o substanță din categoria celor etnobotanice. Iar 7 persoane care au ajuns în unitățile sanitare au recunoscut în fața medicilor că au consumat astfel de produse. Dacă unele dintre aceste persoane au refuzat internare sau au plecat la domiciliu, altele nu au fost la fel de norocoase, ajungând la secția de psihiatrie sau chiar la terapie intensivă.